Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În cea de-a treia săptămână a lunii ianuarie, vom asista la influențe astrale deosebite de favorabile sub auspiciile lui Mercur. Aceste aspecte armonioase vor deschide uși remarcabile pentru nativii gemeni, fecioară, vărsător și capricorn oferindu-le oportunități unice de a-și amplifica succesul în domeniul afacerilor și sănătății. Această perioadă se anunță a fi una prolifică pentru aceste zodii, permițându-le să avanseze semnificativ atât în carieră, cât și în îngrijirea personală. Pe de altă parte, săgetătorii și peștii vor fi îndemnați de astre să inițieze noi proiecte cu un impact profund în societate. Acestea pot include inițiative în domeniile medicale, științifice și artistice. Dacă te afli sub semnul acestor zodii, aceasta este o perioadă excelentă pentru a pune bazele unor proiecte inovative care pot aduce schimbări pozitive în comunitate. În același timp, începutul acestei săptămâni este momentul ideal pentru a investi în dezvoltarea personală. Este o fereastră astrală propice pentru a începe noi programe educaționale sau pentru a-ți îmbunătăți competențele existente. În acest climat astral, calități precum determinarea, responsabilitatea, disciplina, consecvența și generozitatea vor fi nu doar valorizate, ci și amplificate. Indivizii care manifestă aceste trăsături vor găsi că drumul lor spre realizări personale și profesionale devine mai clar și mai accesibil, deschizând posibilități de transformare a vieții într-o direcție mai pozitivă și mai plină de satisfacții. Totuși, săptămâna va fi marcată și de o tensiune astrală specifică, evidențiată de cuadratura dintre Venus și Uranus. Acest aspect aduce un vârtej de emoții impulsive și neașteptate în sfera relațiilor romantice, precum și o tendință către acțiuni impulsive și pasiuni necontrolate. Pentru zodiile pești, balanță și taur, acest tranzit astral poate reprezenta un risc pentru reputația lor, deoarece sunt predispuse să fie conduse de emoții intense, uneori chiar în detrimentul rațiunii. Din perspectiva afacerilor, această perioadă nu este cea mai propice pentru decizii financiare majore, cum ar fi investiții sau cheltuieli substanțiale, din cauza riscurilor asociate acestui tranzit. De asemenea, sunt anticipate conflicte și tensiuni în echipele de lucru, care ar putea interfera cu obiectivele comune și cu progresul proiectelor. În weekend, conjuncția astrală dintre Soare și Pluto va duce în val de transformări semnificative în special pentru berbec, scorpion și leu. Această aliniere cosmică va elibera o energie formidabilă care va influența diferite aspecte ale vieții acestor zodii. Este important de subliniat că modul în care această energie va fi canalizată va determina rezultatele, folosirea ei într-un mod constructiv poate aduce beneficii remarcabile în timp ce direcționarea ei către acțiuni negative ar putea conduce la distrugere și consecințe nefavorabile. Pentru profesioniștii din afaceri, oficialii guvernamentali și membrii de seama ai comunității științifice, această perioadă este una de maximă influență. Se prefigurează o etapă de activitate intensă, plină de descoperiri și realizări remarcabile. Pentru cei care demonstrează responsabilitate, putere și demnitate, se deschid posibilități de avansare la un nivel superior, atingerea unor poziții de prestigiu și obținerea de succes financiar. În sfera romantică, conjuncția dintre Soare și Pluto va duce provocări prin revizuirea dinamicii și rolurilor în relațiile de cuplu. Se anticipează un vârtej de energie sexuală și dorința de schimbări radicale. Această perioadă va fi deosebită de intensă pentru capricorni, fecioare și raci, care s-ar putea confrunta cu dificultăți în adaptarea rapidă și flexibilă la noile circunstanțe și la recunoașterea rolului lor în aceste schimbări. Pe măsură ce soarele se va muta în zodia vărsătorului spre sfârșitul săptămânii, gemenii vor primi un impuls semnificativ pentru a-și concretiza planurile creative în timp ce vărsătorii vor avea oportunitatea de a se întâlni și colabora cu persoane care împărtășesc aceleași idei, taurieșile ei vor simți o diminuare a atașamentului față de bunurile materiale, balanța, săgetătorul și berbecul vor extinde relațiile lor sociale într-un mod care le va aduce beneficii personale, iar scorpionii vor experimenta o scădere a sensibilității emoționale în fața schimbărilor care se profilează. Săptămâna se va încheia cu o lună plină în leu, care va amplifica energia creativă a semnelor de foc, leu, săgetător și berbec. De asemenea, acest fenomen astral va favoriza apariția de noi relații romantice pentru racii și taurii singuratici. Este esențial de remarcat că în timpul lunii pline în leu, norocul îi favorizează pe cei care adoptă o atitudine de ușurință, optimism și deschidere către necunoscut. Această perioadă încurajează curajul de a explora noi orizonturi și de a aborda viața cu o perspectivă pozitivă și aventuroasă. În final, este esențial să acordăm o atenție sporită sănătății, în special pentru cei care se confruntă cu afecțiuni endocrine cronice sau boli ale sistemului circulator. Această perioadă cere o vigilență crescută în gestionarea stării de sănătate și în adoptarea unui stil de viață echilibrat. Îți doresc sănătate și noroc în tot ceea ce faci. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!